Ce seri frumoase de sabat! Ce ocazii deosebite avem! Ce binecuvântare se revarsă asupra celor care iubesc pe Isus Hristos de fiecare dată când ne apropiem de ziua aceasta care ni se spune că este sfințită și binecuvântată. Sunt chemări ale Harului Lui Dumnezeu pentru noi, Unice. Fiecare moment de felul acesta. Îl numărăm în splendoarea aceasta a prezenței lui Dumnezeu. Fiți bineveniți. Să facă cerul ca, într-adevăr, fiecare moment de biserică să facă parte din viața noastră, în experiența noastră cu Dumnezeu. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare sprăvile Lui, cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui, făliți-vă cu numele Lui Cel Sfânt. Amin. Salmul 105. Dragii mei, nu pot să încep seara aceasta Meditația și rugăciunea și căutarea noastră de suflet, decât cu una dintre problemele cele mai mari care a avut loc, zic eu, în săptămâna aceasta. Poate că mulți dintre dumneavoastră vă gândiți la alegeri. Nici pe departe, nu aș face trimitere la acest eveniment politic, voi face trimitere la altceva cu un impact mult mai mare, deși nu a avut impactul media pe care l-au avut celelalte activități politice. Cu o vreme în urmă, la Glasgow, spre exemplu, s-a încercat o conferință internațională în care subiectul salvării planetei și a încălzirii globale, să reușească să unească la nivel global lumea noastră. Cu un timp înainte ca această conferință să aibă loc, oameni de știință, filozofi, ex Experții în literatură au trecut și și-au dat consimțământul în legătură cu agenda de la Glasgow. Cu alte cuvinte, s-a făcut o pregătire în privința aceasta extrem de serioasă. După ce aceste, aceste nuclee intelectuale au fost câștigate pentru această acțiune, după aceea s-a încercat implementarea ei prin elementul politic. Ca să fiu scurt, conferința de la Glasgow a fost un faliment. N-a reușit. Suntem post-Glasgow și, din nou, în momentul acesta, în luna noiembrie, se încearcă un alt efort pentru a convinge lumea pentru același lucru. Practic, în fiecare an se va pune pe tapet acest subiect, până când lumea va fi convinsă. O schimbare fundamentală însă a avut loc în modul în care s-a abordat subiectul de data aceasta. Dacă la Glasgow um, s-a încercat să se pună... În prim plan elementul științific surprinzător la această conferință COP sau COP 27 s-a pus în prim plan elementul religios gândindu-se că ceea ce nu s-a putut face prin elementul și prin convingerea științifică se va putea face prin convingerea religioasă. Astfel că în luna aceasta, în noiembrie, Guvernul Republicii Arabe a Egiptului va fi gazda acestui eveniment și anume al celei de 27 conferințe a participanților COP. Acum, de ce se numește conferința participanților și nu are un nume mai, mai direct? <coughs> Ar putea să fie numit, spre exemplu, a 27 conferința a Națiunilor Unite pentru Climă. S-ar putea numi și așa, dar numele ăsta COP arată că oricine poate să participe indiferent de badge pe care îl are, cu alte cuvinte, indiferent de apartenența pe care o are, apartenență religioasă, politică, eu știu, indiferent de îndoctrinarea pe care a avut-o, este bine să venim toți acolo și fiecare, din unghiul lui, fără să-i se ceară să schimbe ceva din mentalitatea pe care o are sau din educația pe care o are sau din, eu știu, perspectiva pe care o are asupra lumii, fiecare să contribuie cu ceva la rezolvarea acestei probleme. Astfel încât se așteaptă în momentul acesta ca peste 40.000, așa am înțeles, peste 40.000 de participanți să fie acolo peste 100 de lideri ai lumii politice. Interesant nu este că sunt 40 de mii de oameni și 100 de lideri, ci interesant este că acești participanți sunt invitați să se întâlnească la muntele Sinai. Rețineți, la muntele Sinai. Muntele Sinai, eu știu, Negat în ultimul timp, în teologie. Începe să, fie, începe să fie exploatat acum foarte puternic. Întrebarea mea este și întrebarea pe care aș vrea să o lansez înainte. De ce au nevoie? De acest element fundamental religios. De ce să închemați toți liderii lumii și participanții religioși de orice culoare să vină acolo la Sinai? Mintea care a stat în spatele acestui eveniment, ce a urmărit? Strategia care a pus la cale. Evenimentul respectiv în Egipt, cu adunare acolo la Sinai. De ce a procedat în felul acesta? Și acum, dați-mi voie puțin <coughs> să citesc din diferite surse publice. Pe 8 noiembrie 2022, deci pe data de 8, săptămâna aceasta, publicația End Time spunea, în acord cu mesajul Papei Francis, liderii lumii s-au strâns la Muntele Sinai pentru a lansa o chemare profetică interreligioasă la acțiune numită... 10, 10 principii universale pentru justiția climatică. Dacă zic bine, nu știu. 10 principii universale. Mai târziu se vor numi 10 porunci. Este foarte limpede. De unde vine ideea? În am găsit, nu vreau să spun că este unica sursă, dar pe data de 4 iunie 2019, o altă publicație intitulată uh, Parlamentul Religiilor Internaționale, Parlament of the World Religion, uh, scrie un articol care poartă titlul Introducerea celor zece porunci verzi sau ecologice din Laudato Si, făcând trimitere la enciclica papală Laudato Si, lansată în 2015. Foarte interesant motoul acestui articol. Francis, mergi și repară casa mea pe care sau care, după cum vezi, se descompune în ruină. Asta a fost motoul acestui articol din 4 iunie 2019. Motivații de tipul casa noastră se dezintegrează în ruină, noi suntem pe punctul unor provocări globale fără precedent și toate acestea așează un mare semn de întrebare asupra viitorului civilizației umane. Distrugerea vieții pe planeta noastră, atât când noi cunoaștem care este singura casă pentru această formă complexă de viață din Univers, Distrugerea aceasta are loc înaintea ochilor noștri. Și iată ne singuri în Univers. Foarte interesant. Cum dai tu 10 porunci și tu spui că ești singur în Univers? Cum te duci tu la Sinai pentru ca să, cere, să sărbătorești oarecum darea celor 10 porunci de către Dumnezeu și în același timp tu spui, nu, 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 noi suntem aici singuri. Spuneți-mi, vă rog, cum vi se pare logica? Cum vi se pare logica? Păi dacă suntem singuri, nu există Sinai. Da? Nu există Sinai. Dacă există Sinai, nu suntem singuri. Pentru că Dumnezeu a venit pe Sinai, Dumnezeu are acele 10 porunci. Jucăm piese de teatru? Sigur că da. Formăm tipologii religioase? Sigur că da. Suntem în zonă mitică? Mitică. Cu alte cuvinte, reluăm un mit? Se pare că da. Ce forță are mitul pentru ziua de azi? Ar trebui să nu fie nimic, să fie zero. De ce să strâng 40.000 de oameni peste 160 de lideri au de gând să meargă și să sărbătorească această, acest simbol mitologic. De ce? Încă o dată, în conformitate cu mesajul Papei Francis. Francis, mergi, repară casa mea, care, după cum vezi, se dezintegrează în lui. O altă publicație, Israel 365 News, spune Liderii religioși se strâng la Sinai să primească foarte interesant, să primească cele 10 porunci ale justiției climatului terestru. O justiție pentru climă. Cu alte cuvinte, ei sunt acolo să aștepte să primească. Oare cine le va da cele 10 porunci? Foarte, foarte interesant. Așa după cum poporul israel s-a adunat la Muntele Sinai să primească de la Dumnezeu, liderii luminoase ar trebui să, așteaptă, să aștepte pe Dumnezeu să le dea această perspectivă, cele 10 porunci, din nou, pentru salvarea planetei, pentru... Cine se joacă de Dumnezeu în condițiile astea? Cine se joacă de Dumnezeu? Dincolo de aspectul acesta. Noi care știm că eu o joacă. De ce știm că eu o joacă? Pentru că am spus înainte. Dacă Sinaiul este un mit, atunci e o joacă. Și dacă noi suntem singuri în univers, evident, sinatul, Sinaiul e un mit. Dacă este o joacă. Atunci, cu cine te joci tu de-a Dumnezeu? Omul de știință. Omul religios. Cu cine joci tu teatru? Pe cine îl accepti să se așeze pe tronul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu? Hm? Nu vi se pare că seamănă a doi saloniceni? Nu vi se pare că este, o, este ceva ce sună a omul fără de legii, a s-a în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu? creștini, musulmani, de alte religii, um, vor participa la această conferință a Națiunilor Unite pentru Climat. Um, după centrul interreligios, organizație globală, care funcționează foarte bine și care a pus la punct această strângere la oaltă la Sinai, această conferință este în mod special importantă pentru că Sinaiul este un loc al revelației conștiinței colective a creștinismului, iudaismului, islamului și a altora. Observați ce fel de conștiință? Conștiință colectivă. Nu este vorba de conștiința aceea care te raportează la Dumnezeu în responsabilitatea de a răspunde, nu? Ce este vorba de o conștiință colectivă, conștiința maselor. Astfel încât masele impun mersul sau soluțiile care se degajă din această conștiință colectivă. Duminică, duminică, acum, nu? această organizare, această organizație va, va, mă repet, va organiza. Da, nu e. În sfârșit, această, această, porțiți? Această entitate va organiza, mulțumesc, un fel de ceremonie a pocăinței pentru clima. După ce ne vom cere iertare pentru păcatele făcute față de planetă și față de clima, asta se va întâmpla duminică, după aceea vom aștepta și ne vom însuși cele 10 porunci în legătură cu ceea ce va trebui să facem de acum înainte. Cele 10 poruni sunt pregătite, eventual, evident, și vor fi oferite atunci. Foarte provocator. Publicația Newsweek, pe data de 11 noiembrie 2022, a publicat un articol al unui faimos ziarist evreu de data asta. Și el a venit cu o idee din lumea ebraică. A zis, uite ce se întâmplă. Am observat că la noi în Israel, din cauza că noi ținem sâmbăta ca sabat, emisiile de bioxid de carbon se reduc cu 30% în fiecare sabat. Și se reduc aproape la zero în Yom Kippur. Adică în ziua de ispășire. Care este cea mai sfântă zi a evreilor de peste an. Din cauza aceasta, el propune o zi globală, săptămânală, așa numită Non-Carbon Day, o zi fără bioxid de carbon, pe săptămână, la nivel global, pentru, ca, pentru a reduce emisiile în această lume cu o săptămână. Deci mergem șase zile, a șaptea nu mai mergem, mergem șase zile, a șaptea nu mai mergem. Și în felul acesta, a șaptea parte a emisiilor se reduc. Aceasta, evident, spune el, poate să fie observată de diferitele denominațiuni religioase în diferite zile. Ar să fie una din șapte. Ne-am întrebat întotdeauna modalitatea în care evrei vor adera la această acțiune ecumenică. Și iată e partea activă și extrem de inovativă. În timp ce în aceste 10 porunci care sunt acum și pe care le-am citit și eu, sabatul nu apare foarte puternic. Ei luptă ca să-l introducă. Zice, introduce sabatul. Dar nu sabatul creațiunii. Pentru că, dragii mei, iertați-mă, poruncile nu sunt date de Dumnezeu, ca urmare nu poate să fie sabatul lui Dumnezeu. Poruncile sunt date de oameni, forumurile administrative deja le-au pregătit și ele vor fi date de oameni având pecetea și identitatea. Strict umană. O să fie orice zi. Evident, nu sâmbătă. Evident. Aceeași revistă în Ridicarea dinastiilor antice egiptene a coincis cu începutul închinării la Zeul Ra, Dumnezeul Soare. Un nou început trebuie să strălucească din nou din Egipt în această lună noiembrie sau civilizația noastră, asemenea vechilor egipteni, va avea o soartă teribilă. Când liderii religioși vor urca Muntele Sinai pe data de 13 noiembrie, ei vor căuta să miște inima omenirii și să lanseze un mesaj profetic. Puterea de pe Sinai a lucrat odată când a generat revoluții morale în vechime. Sinaiul trebuie să lucreze din nou. Pentru a reduce încălzirea globală. La 1,5 grade Celsius, la sfârșitul acestui secol, e nevoie de un miracol, spune Newsweek. Miracol? Miracol? Să înțeleg că se așteaptă un miracol acolo. Evident. Oamenii nu așteaptă minuni din partea unui Dumnezeu pentru că l-au scos. Ei vor să facă o minune a lor proprie. Să fie cum n-a mai fost. Știința, subordonată religiei, politicul subordonat elementului religios, să fie noua structură care să salveze planeta. Dragii mei, Dumnezeu a vorbit despre lucrurile astea de mult. Prea de mult. Există, există cineva care a avut grijă și care are grijă ca în ciuda faptului că scrie negru pe alb în Sfânta Scriptură despre lucrurile astea, Nimeni să nu vadă. Oameni cu abilități extraordinare, cu educație extraordinară, nu știu nimic despre faptul că ei intră în momentul acesta și joacă o piesă de tipul tesalonicen, capitolul, a doua tesalonicen, în capitolul 2. Nu știu. Oare de ce? Ultima parte pe care eu aș dori să o uh, dedic studiului nostru scurt în seara aceasta ține și de o anumită discuție pe care am avut-o miercuri seara la ora noastră de rugăciune. Și care se potrivește foarte bine aici. Identitatea, identitatea icoanei fiarei. Ce este icoana fiarei? Evident, icoana înseamnă asemănare. Deci, asemănarea fiarei înseamnă că înainte de asta a fost o fiară care este copiată după aceea. Ce fiară este copiată? Deschid Sfânta Scriptură în Apocalips, capitolul 13, și citesc despre o fiară interesantă ce se ridică din mare. Versetul 1, o fiară cu 10 coarne, 7 capete, 10 nu împărătești, pe capete avea numele hulă. Fiara aceasta semăna cu un leopard, avea labe de urs, gură ca o gură de leu. Toate aceste lucruri din versetul 2 mă trimit direct la Daniel, capitol. Ce capitol? 7, da? Deci. Fiarele dinainte. Prima seamănă cu un leu și e Babilonul, a doua seamănă cu un pardos și este Iertați-mă, deci, deci, prima este leu, a doua este urs și este medopersia, a treia este uh, Grecia. Și acum, fiara asta are câte puțin din fiecare. Are gură de leu, labe de urs, trupul de pardo sau de leopard. Cu alte cuvinte, ultima fiară le-a adunat pe toate. Acum, când noi studiem în Apocalips, capitolul 7, despre Babilon ca fiind un leu, sau Medopersia ca fiind un urs, sau Grecia ca fiind un pardos, ne referim la puterea politică, ne referim la puterea spirituală, la ce ne referim? Haideți să ținem minte Daniel, capitolul 2, chipul acela de aur, capul de aur, pieptul de argint, apoi aramă, fier și așa mai departe, se referă în mod special la bogăția și la splendoarea imperiilor. În Daniel, capitolul 7, când toate aceste simboluri se schimbă în animale de pradă, avem de-a face cu puteri politice. Babilon este leu din punct de vedere politic, Medopersia este urs din punct de vedere politic, Grecia este pardos din punct de vedere politic. După aceea, în capitolul 8, în momentul în care fiarele sălbatice sunt înlocuite cu un berbece, cu un țap, acolo despre ce este vorba? Ele sunt simboluri luate din sanctuar. Ele trimit la partea și la lupta spirituală, religioasă. Cu alte cuvinte, acum când am de-a face cu o fiară formată din componente ale fiarelor care sunt prezentate ca puteri politice, aici avem de-a face cu o fiară tot politică. Corect? Pe linia aceasta mergem și am de-a face cu o fiară care este formată din componente politice și a este rezultatul politic al istoriei. Bun. Fiar aceasta mi se spune că a primit o lovitură de moarte cel puțin unul dintre coarnele ei. Daniel și apoi fiară a primit o lovitură de moarte. Fiar aceasta a fost crezut sau s-a crezut la un moment dat că nu își va mai reveni niciodată. Și apoi capitolul spune că omenirea întreagă a rămas soluită când a văzut vindecarea fiarei. De ce a rămas omenirea uluită de vindecarea fiarei? Din ce cauză? Versetul 12. Făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din a cărei rană de moarte fusese vindecată pentru că vindecarea este miraculoasă. Este tot o minune. Iar oamenii așteaptă să vadă că minunea este pecetea providenței, a alegerii, a autorității. Și îi spun așa, dacă fiara s-a vindecat prin putere divină, înseamnă că ea are putere divină. Și tot pământul se miră după fiară. Apoi mi se spune că tot pământul face o icoană fiare. Suntem. La o putere politică. Reînvierea unei puteri politice pentru ca toți locuitorii Pământului să fie conduși de această putere. Capitolul spune mai departe lucrul ăsta. Amăgea pe locuitorii pământului, versetul 14, prin semnele care se deduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Astfel i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei. Dragii mei, deci încă o dată fiara și icoana fiarei aici sunt puteri politice care încep să trăiască datorită unor forțe care lucrează la Apariția lor, la apariția acestei icoane. Apoi, capitolul 17, vă rog. Versetul 3. Duhul m-a dus într-o pustie. Am văzut o femeie stând pe o fiară de culoare stacogie, plină cu nume de hulă, avea șapte capete și zece coarne. Exact ca fiara despre care vorbeam care diferența Această fiară este condusă, este dresată, dacă doriți, de către femeie. Femeia este elementul concept al conceptului sau care, care lucrează în vederea plănuirii și a dezvoltării unei strategii în legătură cu fiara aceasta. Fiara nu știe decât să calce în picioare și să sfârâme tot. Cine. Cine este cea care uh, oferă o strategie? Cine este aceea care oferă o perspectivă, uh, eu știu, înțeleaptă în lucrarea acestei fiare? Fiara. Iertați-mă. Femeia. Femeia care ședea pe fiară. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpuriu, stacojiu, era împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare. Femeia aceasta strânge bogăția tuturor celorlalte împărății. Dacă cumva celelalte împărății politice au strâns bogății și cu siguranță că au strâns bogății, Chipul din Daniel 2 arată că, bogă... că lumea e bogată. Dar bogățiile acestea le-a strâns toate cine? Femeia. Nu fiara e împodobită, femeia e împodobită. Iar dacă Apocalips încearcă să ne convingă în legătură cu ceva, atunci Apocalipsul ne convinge în legătură cu faptul că această femeie este o biserică apostaziată care a reușit să strângă bogățiile tuturor. Națiunilor să se împodobească și să conducă elementele politice ale acestei lumi în conformitate cu strategia ei. Probabil că ar trebui să adăugăm acum spre încheiere și un anumit lucru și să înțelegem și asta. Capitalismul și lumea modernă a fost lumea producției. Cu cât am produs mai mult, cu atât am avansat mai mult. De o vreme încoace. Sub o influență filozofică, nu nouă, dar foarte puternică, se spune că acest capital pe care l-am produs în ultima vreme trebuie redistribuit într-o formulă echitabilă. În funcție de nevoi. Dumneavoastră care veniți din comunism și din România știți povestea cu în funcție de nevoi. Lucrează fiecare cât poate, adică cât îți permite lenea și vei primi în funcție de cât, de cât pretinzi. Și dacă lumea crede că treaba asta merge, atunci noi am experimentat-o 40 de ani și am văzut ce este. Da, foarte interesant că această gândire se reactualizează și revine în prim plan acum. Și ceea ce am observat este următorul lucru. În acest tip de gândire se spune că, doamne, de produs e ușor. Dar de împărțit e mai greu. Cum vi se pare? Nu mi se pare că e ciudat? Numai puțin. Munciți! Sunteți oameni care ați muncit. Cum vi se pare? E mai greu să împarți, să, să împrăștii? Sau e mai greu să aduni? E bine. În această nouă perspectivă e foarte greu să împarți. Și atunci s-a pus problema asta. Uite, bogățiile lumii sunt în momentul acesta în mâna a un procent din populație. 1%. A venit vremea să luăm bogăția de acolo și să o împărțim încă o dată echitabil la toată lumea. De ce? Pentru ca să înceteze încălzirea globală. Are vreo legătură? Da. Așa se zice. Dacă vom face treaba asta, nu se va mai încălzi planeta. În sfârșit. Trecând de la ridicolul de situație, Ajungem la următoarea, la următoarea fascinantă situație. Biserica Romano-Catolică s-a văzut pe sine ca fiind singura capabilă să împartă echitabil surplusul de producție. Astfel încât companiile, forțele de producție să producă mai departe și este o direcție de producție, iar după ce direcția aceasta de producție își face, eu știu, treaba, după aceea biserica ia producția aceasta și o împarte echitabil în funcție de câtă nevoie ai și probabil în funcție de cât de cu minte ai fost. Da? Frații mei, femeia care ședea pe fiară este o imagine care se desfășoară și care prinde contur sub ochii noștri. Puneam și vineri seara trecută, unde suntem, cât mai e? Observați un lucru. Este o, un atentat global vis-a-vis -vis de încercarea de a-l scoate pe Iisus Hristos din conștiința omului. Nimic din Isus Hristos nu e prezent la această conferință a 27. N-a fost la Glasgow. Nu va mai fi. Se vorbește despre prezența bisericii, se vorbește despre politica bisericii, se vorbește despre tot felul de soluții, zece porunci pe care le dă biserica. Dar vreau să vă întreb, unde este Isus Hristos? Cerul e gol. Pământul își face treaba ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Noi ne pocăim față de planetă. Noi nu avem de gând să ne pocăim față de Isus Hristos. Nu avem de gând. Este un soi de păgânizare programată în care biserica a intrat și cu care biserica e de acord. Scriptura nu mai contează. Cele mai sacre momente în care Dumnezeu s-a reve revelat ființei umane sunt luate și sunt jucate la nivel de mitologie. Repet, noi jucăm teatru, dar noi nu credem în Isus Hristos. Este important să înțelegem acest lucru pentru că este important să știm în ce. Vreme trăim. Dragii mei, aș vrea să mă opresc aici. Cred că avem nevoie ca pe fundalul acesta al provocării umane și a nebuniei noastre, avem nevoie să descoperim Prezența și puterea Lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înaltă, se odihnește la umbra celui a tot puterii. Zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. Dumnezeul meu în care mă încred. El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză văză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi de nimic. Nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. O mie să cadă alături de tine, zece mii la data ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost. Și faci din cel preanal turnul tău de scăpare, de aceea nici o nenorocire nu te va atinge. Nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-și lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei peste năpârci. Voi călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Deci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspund. Voi fi cu el în strântorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă. Și dacă asta nu-i destul, îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Tatăl nostru. Bat vânturile, Doamne, în această lume care se agită sub un semnal care nu vine de la tine. Monumente, Părinte, care nu vorbesc de gloria ta, ci vorbesc de înstrăinarea noastră de tine, sunt înălțate în aceste zile, peste tot în lumea noastră. În numele Domnului Isus Hristos, fă, Părinte, ca biserica ta să ridice ochii și mai mult decât oricând până acum să privească la prezența ta, la descoperirea ta, la semnele tale profetice și să avem credința necesară și încrederea faptului că tu ești la cârmă în viața, în existența, în istoria acestei biserici. De asemenea, Părinte, fă ca fiecare dintre noi, în mod personal, să ne ancorăm viața de tine și în tine. Doamne, sunt o mulțime de lucruri care ne atrag în stânga și în dreapta, atenția și viața. Dă-ne, Doamne, putere de ne putere să nu ne lăsăm antrenați sub nici unul din aceste impulsuri și din aceste chemări. Pă ca singurul strigă, singura chemare pe care o auzim, să vină din mijlocul cerului, de la Evanghelia ta veșnică, adresată tuturor locuitorilor pământului și adresată și nouă. Și văd, Doamne, ca într-un gest de dragoste să ne unim cu această chemare și să putem proslăvi lucrarea Ta. Să putem proslăvi inițiativa Ta. Pentru că astfel, Doamne, toți aceia care mai pot să fie salvați din această Babilonie, din această piesă urâtă de teatru, să poată să fie salvați prin puterea Ta și prin Duhul Tău cel Sfânt. Începem Sabatul în felul acesta și dorim să-l continuăm în numele Domnului Isus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, prin Cuvânt. Rămâi cu noi. Amin.